Realitatea FM. Suntem în formulă completă, adică alături de noi, bine ați venit, domnul Bobby Păunescu. Bună ziua, bună ziua. Avem, spuneam, echipă completă. Astăzi, despre ce vorbim? Da, avem echipă, avem valoare. Da. Despre ce vorbim azi? Hai să vedem. Păi de lucruri minore, spun eu. Ah. Sărăcia totală. Ah, ce mai contează asta? Ne-am obișnuit cu ea, nu? Lipsă de planificare, de plan, de orice fel de chestiune. Da. Eu aș vrea să pornim discuția de la un raport care va fi făcut public săptămâna viitoare de Banca Mondială. Un raport care sună extrem de îngrijorător în viitor. Nu acum, nu pentru anul ăsta, ci pentru încă 2-3 ani de aici înainte, cel puțin. Asta în cazul în care nu e un război. Probabil că chiar în contextul războiului, care probabil contextul nu se va opri. Războiul actual, exact. Dar nu în cazul în care se întâmplă ceva. A, să se extinde. Dacă se îndreaptă lucrurile, se îndreaptă după referendumul din așa zise zone independente și așa mai departe, pe care România nu le-a recunoscut și bine a făcut, după părerea mea. Păi nu doar România, cred că e cineva care a recunoscut. Probabil că ar fi fost niște țări pe acolo care au recunoscut prin zonă, dar nu asta, despre asta e vorba. Lumea civilizată n-a recunoscut. Exact, asta e important. Iar chestiunea asta poate genera un război la o scară mai largă. Acum, nu e să îngrijorăm, nu avem pe ce să îngrijorăm, că nu e să ne ducem noi să luptăm, că ziceau cine, mi-aduc aminte, înainte de criza din Ucraina, războiul Ucraina cu Rusia, când spuneau americanii vor lupta până la ultimul român cu rușii. Și erau oameni care credeau, dar întrebarea era care români? Care români, exact. Cine așa să lupte acolo, că nu luptă nimeni. Da. Da, mă rog, acum ideea este că vom asista, cel puțin pentru cei pasionați de marketing, la o luptă de marketing într-o parte și alta. Corect. Majoră. Și la știri care aparent, adică care sunt spectaculoase și care vor fi și vom asista și la, mă repet, pentru cei care sunt pasionați de marketing, la noi metode și noi strategii. Ca să e frumos într-o strategie. Un război al comunicării, să înțeleg. Asta așa. Cu siguranță, e de și mult e, deja. Și există deja, corect. Haideți să vedem două declarații în contextul că tot vorbesc de țările în curs de dezvoltare. Spune așa șeful Băncii Mondiale: lumea în curs de dezvoltare se confruntă cu perspective extrem de dificile pe termen scurt din cauza prețurilor ridicate la energie și îngrășăminte, a majorării dobânzilor și a creșterii randamentelor obligațiunilor, a deprecierii monedelor și a ieșirilor de capital. Un pericol urgent cu care se confruntă lumea în curs de dezvoltare este ca încetinirea semnificativă a creșterii economiei mondiale să se adâncească într-o recesiune globală. Și mai mult de atât, spune el, un lucru pe care toți îl știm și toți defilează cu aceste declarații, numai că nu se face absolut nimic în sensul acesta, sunt necesare, urgent necesare, mai multe fonduri pentru educație, sănătate și adaptarea la schimbările climatice, alături de măsuri pentru reducerea nivelului ridicat al datoriilor care afectează mai multe țări în curs de dezvoltare. Clar de atât. Deci noi plecăm, dacă e să ne referim la România, da, deci plecăm, ce ne interesează pe noi în primul plan. Noi am plecat de la zero. Eram singura țară din lume care vreodată și-a plătit toate datoriile externe. Nu neapărat e o chestiune să te lau sau să-mi dă... Da, 0,89. Decembrie 89. Deci se poate. Se poate să o achiziți. Deci se poate. Noi am demonstrat singura țară din lume. Cum s-a făcut, cum... Tot cu un pulover în plus, tot cu 19 grade, tot fără apă, tot cu apă, tot cu lucrurile pe care le trăim acum. Sacrificii, până la urmă. Cu ce trăim acum? Mai scoatem din becuri, închidem lumina, facem cu toate aia, mă rog. Mâncare, 50% din populația României nu își permite să-și umple frigiderul cum era așa. Pe vremea elaltă trebuia să ai relații. Nu aveai cu ce, exact. Trebuia să ai relații. Ce. Acum era mai... Dar ideea e să nu intrăm. Singurul lucru care aș vrea să-l adaug la... Că noi ajutăm foarte mult statisticile respective prin faptul că țara asta nu are un plan de dezvoltare, nu are un plan să, social, cum să... Și vreau să dau un exemplu foarte... băiatul domnului Bosch, cei care au mașini, știu, da? Împreună cu un jurnalist de la Europa Liberă, veneau de la un turneu de tenis din Sibiu. Și veneau spre București cu trenul, că n-au reușit să ia avionul spre München.
au făcut 7 ore. Deci trenul de la Sibiu la București, 7 ore. Între Sibiu și Brașov nu se poate depăși 10 km la oră. Deci am rămas pe infrastructura dinainte de 89. Eu știu asta că fac des. Mă întreb, ce-au făcut cu banii care au primit pentru transportul și infrastructură? Nu e nimic. Dar pe ce i-au aruncat totuși? Pe studii de fezabilitate. E, și atunci ajungem la cele 35 de miliarde de care vorbeam la început. Ideea este că cineva trebuie să fie răspunzător. Nu mai se poate că studiul respectiv, vă dați seama, numai ideea că, de exemplu, tot a fost scandalul ăsta cu BMW-ul, cu nu știu cine, cu nu știu ce. Domnul, soția domnului Schmidt, de exemplu, are un frate care, domnul Sati, are o fabrică de produse de feroviare la Moscova, pentru că ele ferate din Moscova, da? Din Rusia. Deci se poate avea o fabrică care să facă drumurile alea și la noi. Că mai ales că, cum să spun eu, sunt undeva, bine, e un pic, da? Bate șaua ca să priceapă iapa. Dar ideea este că la treaba asta, ca să revin pe punctul ăsta, n-au făcut absolut nimic. Irigațiile au dispărut, infrastructura s-a distrus. Aia nu, nu vreau să fiu nostalgic aiurea. Că nu. Eu sunt în asentimentul dumneavoastră. Cel mai banal exemplu, clădirea aia de la eroilor, care n-au fost capabili în 32 de ani, da? Să termine, să facă ceva cu ea, să ia niște bani de pe ea. Știți sau care să dea o utilitate publică sau orice care. Pericol, ultimul 23 august s-a sărbătorit de acolo. Da, s-a așa. Era Nicolae Ceaușescu. A, e care... superstiție mare sau ce? Nu, atenție, poate deveni muzeul Nicolae Ceaușescu. A, ok, bun, eu cred că e prea mare ăla, ca să... În momentul ăla, situațiile se complică rău de tot. Bun, deci dacă ajungem acolo. Ar trebui cumva, ăsta e cel mai banal exemplu, dacă n-am fost în stare, o clădire din mijlocul târgului. Au vândut-o de 10 ori, au încercat să facă 17 mall-uri, au luat bani de nu știu ce, au dat hotel, spital, muzeu, nu știu ce, mall, orice. Ultima oară n-ai fost capabil în 32 de ani să dai o utilitate unei clădiri deja ridicate. Știți bancul cu soțul, soția din Moldova, soțul din Ardeal. Și după un an soția cere divorțul. Și zice, dom'le, a trecut un an și nu s-a consumat căsătoria. Și zice, n-am înțeles, nu vrea, nu poate, care e treaba? Și judecătorul întreabă pe cel din Ardeal și spune, dom'le, nu s-a consumat de un an de zile. Doamna se plânge, zice, nu vreți, nu puteți, eu și vreau și pot, dar nu înțeleg care e groaba. Așa și aici, care da. 32 de ani, ce da, e 32 ce? De ani? Mai stăm atât, dacă a rezistat clădirea asta să nu se dărâme, să nu se autodistrugă, probabil că va mai rezista, ce graba asta? Păi nu se distruge, că a fost construită pe vremea aia. Exact, exact. Și așa cât rezistă infrastructura construită atunci, atât va rezista și clădirea asta. Vă dați seama, a fost făcută... Sala Radio, Sala Radio se chema. Nu plângem acea perioadă pentru nimic în lume. Da, nu. Toți cei din generația care ne aflăm noi aici, noi nu, dar cei pensionari au început, am ascultat la realitate, am ascultat. S-a făcut în câte magistrale de metro avem în București? Multe, nu știu, 3, 4, 5, da. Habar nu am. Aleasă. Cristi, stai în drumul Taberei. Cât a durat să se facă metroul ăla? Despre ce vorbim? O viață, două stații de metrou. Octitorie, da? O viață. Două stații de metrou în 15 ani. Pasajul de la Unirii, știți că s-a făcut în 3 luni și renovarea lui s-a făcut în 6 luni? Deci, nu avem ce să mai discutăm. E clar că suntem încremeniți. Deci putem, nu, ideea este, ideea care e, ca să fim pozitivi pe chestia asta. Putem face. Deci s-a făcut cu români, n-au făcut-o alții. Clar. Deci putem. Da. Ideea este că în 3 luni cheltuiești mai puțin bani decât în 6 luni. Fiind mai puțin bani, sunt mai puțin bani pentru, să spunem așa, pocket money sau side money sau ce vreți dumneavoastră, da? Din păcate, nivelul corupției, așa cum spuneam la început, este la cel mai înalt nivel pe care l-a avut România vreodată. Toate chestiunile astea intră sub povestea asta. Că dacă, și cum să vă spun eu, nu sunt inginer. Singura facultate pe care n-am făcut-o. Dar ideea este că când intrați în pasaj, o să vedeți lumină foarte puternică. Da. Ea trebuie să fie pe timpul zilei. Pe timpul zilei, că vii de la lumină puternică, întâi lumină puternică și din ce în ce mai gradual să scadă. Ea rămâne și în timpul nopții. Și atunci tu vii din întuneric și dintr-o dată, bam, o lumină. Se creează efectul de fotofobie și se întreabă de ce accidente. Păi de asta se întâmplă accidente. E foarte simplu.
Da, eu am o întrebare totuși de om naiv, da, și care a acumulat frustrări în acești 32 de ani, sperând, așteptând ca la fiecare ciclu electoral cei pe care îi aleg să îmi îndeplinească... N-au cum. N-au în spate... mă scuzați că am întrerupt, dar ideea este că n-au în spate... Ce spuneam eu înainte? Dacă cetățeanul decide la fiecare, înainte de alegeri, în ce direcție se duc banii, că finanțarea se face de la stat, deci de la banul public, da? Dacă fiecare cetățean ar decide pe porțiunea lui, merg către partidul ăla, mi-au plăcut promisiunile alea, vor fi obligați să le facă că anul, după următorul ciclu electoral nu vor mai primi bani de la omul ăla. Și atunci, așa, fac, nu fac, tot primesc banii. Da, și asta știi, știi ce se întâmplă? Bun, e o idee, cea pe care o spuneți dumneavoastră. Dar din ce să alegem, pentru că nu mai avem alternativă? Au apărut partide noi care n-au putut să depășească o barieră. Păi da, nu n-au bani. N-au bani și în primul rând oamenii, să zicem așa, educați, sunt plecați. Avem fenomenul Cuba, că pe da. Vedem acum Rusia. Mm-hmm. L-am avut și în România, au plecat toți cei, să zicem așa, antreprenorii cu spirit, cei care ar putea face așa ceva, dar mânca. Și atunci e foarte greu să găsești între oamenii pe care iei, oameni care să vină să bage în așa ceva, pentru că dintr-o dată ai tot felul de probleme la firmă, la companii, la așa. De ce să mă leg la cap cu ceva de genul ăsta, că toți sunt între ei. Bun, și cum ieșim din paradigma asta? Schimbăm legea electorală. A finanțării partidelor? Absolut. Așa. Vor urma meeting de protest majore. Că nu asta, de aur, de acum. Dar vor urma cu siguranță, pentru că oamenii n-au bani să plătească, da? Ar trebui să fie câteva puncte clare. Dom'le, 3-4 lucruri care se poate să ducă la o schimbare. Că dacă nu le facem, degeaba ies în stradă. Dom'le, Bobi Păunescu, nici pe chestia asta nu avem o educație. Absolut. Au ieșit profesori în stradă și au dansat pinguinul cerând salariile. Bine, majorarea salariilor. Și organizat un pic ca să o ducă în... Spuneți-mi și mie, în afară de salarii majorate, au ieșit cumva în stradă pentru altceva oamenii? Dar să știți că... sunt acei factori în grupurile astea care trebuie să destabilizeze și să ducă în derizoriu, adică să-i ducă la dansul pinguinului. Păi, un profesor, credeți că nu-și dă seama când se uită că totuși sunt și alte probleme? Dom'le, au jucat toți pinguinul. Da, așa e, da, am văzut și am râs cu toții, da, ne-am uitat și... Nu, eu am plâns. Vă spun așa e, râsul plânsul. Dar ideea este că, dom'le, în primul rând, chestia asta cu salariile, n-ar trebui să fie nicio diferență între salariile medicilor, profesorilor și cadrul militare și armată. Așa cum zicea și Golda Meir, primul ministru al Israelului. Nicio diferență între ele, ca să nu creeze o problemă între clasele sociale. Lucru pe care s-a dorit la noi, vedeți, ba crezi la și magistrații. Deci, ba crezi acolo și ceilalți se supără. Bă, de ce crezi la aia? Vrem și noi. Da, pentru și se bagă zâzanie. Exact, exact. Da, asta, cu bună știință. Cu bună știință, din păcate cu bună știință. Iar cei care vin la putere și poate nu sunt de rea credință, o fac, ajung acolo și dintr-o dată, nu se poate, așa e. Ce nu se poate? De ce nu se poate? Deci doar urmărim, hai să ne uităm la țările care au reușit, da? Uităm la Israel, care a fost creată după război, da? În 47. 48, mă rog, și în timp și declarat. Dar ne uităm la Germania, care a fost creată după război, că este aici, lângă noi. Da. Adică... Dar ideea este că acolo câteva puncte simple. Ce spunea primul ministru, da, care a rămas în mintea Israelului ca așa, da? Și care a făcut, spunea domnule, odată, corupția echivalată cu trădarea, dintr-o dată, și pedepsită la fel. Doi, salariile între doctori, profesori, militari și magistrați, egale. Pentru că sunt cei mai importanți, da, piloni. Și nu se ceartă și atunci corect. Se pot uni și pot lupta pentru același obiectiv. Când tu bagi zâzani între ei, ei nu vor fi uniți niciodată. După aia, câteva lucruri, chestii foarte simple. Cum faci, că toată chestiunea asta trebuie să creezi în așa fel încât țara să nu-și dorească nimeni să plece și să-și dorească toată lumea să vină. Cum s-a întâmplat. Să creezi acel lucru care să-i atragă pe oameni. Care nu ține numai de, domnule, veniți încoace că vă dăm bani. Ce asta, îi mituim ce, sau ce facem? Nu, veniți aici pentru că aveți pentru ce să luptați. Pentru că construim o țară. V-am creat condiții doar... Și construim o țară. Exact. Da. Da, iar să termină timpul alocat. Dar eu zic că...
Dar, ca de obicei, în fiecare zi, de luni până vineri, de la această oră 11:30 de minute, avem discuțiile astea al naibii de interesante, dar de data asta trebuie să punem punct. Ne auzim mâine? Da, absolut. Și ideea este că dacă poate punem și, luăm și întrebări la un moment dat. Venim mai devreme o să facem și de săptămâna să viitoare. De săptămâna viitoare deschidem și linia telefonică și interacționăm. Primesc dacă eu la mesaje din... și noi. Da, ne auzim mâine dimineață. Numai bine. O zi bună.